Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție ProSport Live. Sunt Daniel Nazare și astăzi discutăm despre ce se mai întâmplă în Superliga. Două etape rămase de disputat până la finalul anului. Apoi ne vom întâlni după a doua jumătate a lunii ianuarie, atunci când se va relua campionatul intern de fotbal. Discutăm despre ce se întâmplă în Superliga cu analistul ProSport, Marius Avram, fostul Ecuson FIFA, cum îmi place mie să-i spun. Bună seara! Bună seara! Și cu jurnalistul Grigore Carteanu de la jurnaliștii.ro. Bună seara, Grigore! Bună seara, bună seara! Începem în primul rând cu celebrul scandal deja. Am văzut că ai fost luat în colimator de alte ecusoane FIFA, din alte timpuri, Ion Crăciunescu. Și dacă putem să discutăm acum, sigur, s-au inflamat suporterii, ultra și cei care susțin echipele, dar cred că până la urmă rămân aceste voci relevante, echilibrate, echidistante. N-avem niciun fel de treabă cu FCSB, nici cu CFR Cluj, nici cu CCA, așa cum suntem noi trei în momentul de față. S-a schimbat ceva după valul ăsta de emoție? Nu, nici măcar n-a fost niciun fel de emoție, să știi, pentru că până la urmă nu s-a întâmplat mare lucru. Doar că am descoperit un ceva care m-a uimit, și anume că poți fi atacat personal, la nivel de persoană. Pentru că ai o părere, nu? Pentru că ai o părere diferită față de altcuiva. Și atunci, deci nici măcar adică nu este... Adică și tu poți să mă ataci pe mine sau pe Grigore acum dacă avem alte păreri, în mod normal. Dacă asta este normalitatea, totuși să știi că de-aia am și ținut să dau un răspuns, pentru că eu consider că nu este ok să fiu atacat personal pentru că am o părere despre o fază. Eu n-am fost niciodată conflictual, nu m-am certat cu nimeni. Eu, din contră, am un respect deosebit pentru toți oamenii care au activat în arbitraj, în special și în fotbal în general și nu numai. Nu consider un zero nici pe niciun arbitru, nici dacă a terminat în Liga 2, Liga 3, Liga 4. Sunt oameni care atât au ajuns în cariera lor, da? Iar eu am un respect deosebit pentru toți, da? Toți arbitrii care au fost doar în Liga 1 sau sunt doar în Liga 1 și n-au ajuns pe lista FIFA. Adică nu cred că trebuie să arbitrezi finale ca să nu fii considerat un zero, așa cum se pare că este cazul la alte persoane. Dar tocmai acesta este motivul pentru care am ținut să răspund prin articolul pe care l-am dat și în ProSport și prin răspunsul meu dat de acolo, pentru că eu consider că nu este normal să fii atacat în țara în care trăim acum și în vremurile pe care trăim acum la nivel de persoană pentru o opinie asupra unei faze. Judecăm faza, fiecare o analizează așa cum o vede el și cu asta basta. Tu ții minte că de multe ori m-ai întrebat și tu și m-au întrebat și alți colegi de-ai tăi, dar uite, Marius, ce spune X sau Y, total opus față de tine. Și întotdeauna eu am spus și am să fiu consecvent. Dom'le, fiecare are dreptul la o părere. Fotbalul nu este matematică, decât la offside, câți milimetri este, cât a ieșit mingea. În rest, tocmai de-aia ne place, de-aia îl iubim și sunt convins că de-aia îl iubesc și suporterii, pentru că nu este matematică, este interpretabil. Oricine poate să aibă o părere. Și atunci, de acolo a plecat, să spunem, reacția mea, pe care, mă, normal, n-aș fi vrut să o am, pentru că nu-mi face deloc plăcere să răspund la atacuri, pentru că nu-mi place conflictul în general. Grigore, Marius Avram e mai nou în branșa asta a jurnaliștilor, a invitaților, a celor care își dau cu părerea. Noi, de-a lungul timpului, am fost atacați doar pentru că am avut o părere. Și mult mai grosolan decât Marius. Bine, Marius Avram nu mai e chiar așa nou, că are un pic de vechime. Nu comparabilă cu noi, că în timp ce așa noi e, făceam prestă, el arbitra. Așa este, da. Și îl criticam și noi pe el atunci. Ești mai tânăr un pic, așa cred eu, cel puțin față de mine. Uite, știi că noi multă vreme am fost acuzați, multă vreme, domnule, ăștia voi ziariștii tineri, nu mai scandal vreți, căutați nod în papură. Ăștia ziariștii tineri, nu mai suntem așa tineri, ne-am dus peste 50 de ani. E adevărat că atunci când ne-am etichetat așa, după aceea cu recurență, 2-3 decenii, aveam 20 ceva de ani fiecare, când ne-am apucat de 20, 22, 23. Îți simte pe Horia Ivanovici că avea 19 ani când a venit și l-am angajat la evenimentul zilei. Și în fine, pentru mine, Marius Avram a fost o revelație la modul cum comentează, pentru că am descoperit un om educat și inteligent și cu mintea la el, ca să zic așa. Nu îmi place să laud oamenii în general, de regulă e critic pe oameni, le caut părțile rele ca să le putem îndrepta, ca să zic mulțumesc, așa, mai ales în politică, dar și în sport. Dar Marius Avram chiar mi se pare mie că este un om echilibrat. Nu-l văd să spună bazaconii. Adică să fie un penalti clar și să spună pe dos. Dacă e discutabil, o întoarce pe toate fețele. Adică Marius Avram este un bun analist și e binevenit în această braslă. Mulțumesc.
Haideți să ne întoarcem un pic la ce s-a întâmplat la partida de la CFR Cluj cu FCSB și, în primul rând, la efecte, că s-a discutat foarte mult. Apare din nou varianta asta cu arbitrii străini. Pe mine mă amuză, pe cuvânt. Alții spun că doar așa se poate face dreptate, iar alții deja știu, au certitudini. Nu, este o variantă pe care eu o consider imposibil de aplicat în momentul de față. De ce? Pentru că, în primul rând, România, în momentul de față, și anume Comisia Centrală a Arbitrilor, Federația Română de Fotbal, au semnat această convenție UEFA. Prin această convenție UEFA se primesc fonduri în fiecare an de la UEFA pentru pregătirea arbitrilor, pentru instruirea arbitrilor români. Una din condițiile acestei convenții este să arbitreze arbitrii români. În ultimii ani au existat multe cereri de arbitri străini. Eu știu cum pun aceste cereri, le cataloghez drept o formă de presiune asupra arbitrajelor care vor urma. Dom'le, să aducem arbitri străini știind bine că nu vor veni arbitri străini, doar pentru a mai ești pune presiune. Ești convins că Gigi Becali și Mihai Rotaru sunt convinși de lucrul ăsta? Eu sunt, da, eu cred că ei știu că n-au cum să aducă arbitri străini, pentru că Federația Română de Fotbal nu va accepta acest lucru, așa cum s-a întâmplat și în trecut, și la greșeli mai mari, la scandaluri mai mari și n-au fost aduși arbitri străini, tocmai pentru că România este semnatară acestei convenții UEFA care nu aduce arbitri străini, și atunci este o formă de presiune asupra meciurilor care urmează. Grigore, eu mi-aduc aminte că au fost arbitri străini inclusiv la un derby al campionatului și n-a fost bine, a arbitrat chiar prost și a influențat titlul. Noi avem două boi în privința asta. Din când în când vrem arbitri străini, din când în când vrem antrenori, selecționeri străini. Da? Apropo, și antrenori. Dacă vă uitați în prima divizie, la primele patru clasate, acum sunt antrenori străini. Și pe și generația de aur avem să bate să intre în play-off. Cu Gică Hagi, cu Dorinel Munteanu, cu Savău, adică în zona respectivă. Mie nu mi se pare deloc că anumiți antrenori străini veniți la noi. Eu aș face excepție Bergoni, care el e așezat. Are o criză acum cu Rapidul, dar el a confirmat că e antrenor bun. Dar alții din zona asta nu vorbim la FCSB. Acolo nici ca antrenor. Nici dacă Cipriotul e antrenor sau e secundul al doilea, ca să zic așa. Așa, unul face antrenamentele pintilii, altul face schimbările cu telecomanda de acasă, că nici în lojă nu mai stă, de acasă face schimbările. Așa. Altul e pe margine și mai vine și Machie care dă indicații pe după ceafa antrenorului. E cureaua de transmisie. Așa, da. La FCSB, totdeauna, eu zic, cine e antrenor? E Machie. Machie e un personaj cum e Dorel, care taie cabluri. Adică un personaj colectiv. E stătadii comun, cumva. Nu este stătadii propriu. Adică Machie reprezintă un personaj universal care e bun la toate și care execută ordinele pe acolo. Machie poate fi chiar patronul. Machie poate fi antrenorul cu portarii. Poate fi preparatorul fizic. Machie e în tot și în toate. Dar acolo e un caz special. De aceea acea echipă de 8 ani nu mai a titlu, deși a avut lot mereu, trebuia măcar jumate din titlul să le ia, e campioana locului 2, să spunem așa, locul 2 nu îi lea nimeni, din 8 ani, 7 ani a ieșit pe locul 2. Dar revenim un pic la povestea asta. Eu m-am dus un pic în antrenor, dar venim la arbitri. S-a demonstrat că, să spunem, procentul de erori, că sunt români, că sunt străini, este același. Se punea problema doar că la români, la străini, pardon, nu e suspiciune. Îmi pare rău. De ceva ani de zile nici la români nu mai sunt suspiciuni. Adică n-am mai auzit acuzații de genul, bă, cred că a luat la bandă undeva, sau a făcut un magazin patronul, nu știu cum, sau nu i-a făcut prin offshore din Cipru, i-a dat niște acțiuni la o firmă. Nu se mai întâmplă asemenea acuzații. Și aceia care zic, domnule arbitru, ne-a furat sau nu știu ce a făcut, au greșit. Și aceia spun, domnule, probabil că a greșit omenește. Dar de ce a greșit? Eu am o problemă la nivelul arbitrajului cu acei arbitri care, în situații care ar impune clar o verificare VAR, un arbitraj video, nu o fac. Ai arbitraj video ca să-l folosești. Și indiferent că vine inițiativa din camera VAR sau chiar de la arbitru de pe teren, sistemul de arbitraj video trebuie apelat de câte ori este o fază cu greutate, cu importanță în desfășurarea jocului, la penalti, la a fost gol, a trecut linia porții, a trecut la offside, a fost, n-a fost, în situație de gol, etc.
și sau a fost fault înainte de gol sau n-a fost, la toate astea trebuie să le verifici. Am văzut în campionatul nostru, din păcate, nu chiar în toamna asta, numeroase situații în care arbitrii au refuzat să se uite la reluare și aveau acest avantaj extraordinar care acum 2-3 ani nu era. Ei, pe acei arbitrii îi consider foarte vinovați. Și pe aia din camera VAR, care au reluarea, văd sigur ce n-a văzut cel din teren și nu-l alertează. E o problemă de interpretare aici. Aici e o chestie de antrenament, de interpretare a fazelor jocului, pe care le vezi foarte bine. Da, Daniel, arbitrul de pe teren, cât de bun o fi, te poate înșela. De acord. Sunt niște tackling-uri acolo, l-a atins, nu l-a atins. Dom'le, cu mâna a atins mingea sau nu a atins-o? A fost în careu sau pe linie sau în afară? La lucrurile astea, cel mai bine este să le verifici. E cel mai bine. Ce pierzi dacă verifici? Îți cad galoanele? Nu-i mai bine să verifici. Și atunci, atenție, inclusiv tribuna se mai liniștește. Pentru că dacă n-ai verificat, există o tensiune, ăia strigă hoții, 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 echipa care e în dezavantaj, zice, e în mare tensiune. Dacă ai făcut verificarea și dai decizia într-un fel sau altul, aceia din tribună și de pe teren au senzația că tu te-ai lămurit. Și tensiunea dispare în mare măsură. Da, e corect ce spui, dar totuși în fotbal, spre deosebire de rugby și fotbal american, nu auzim în timp real ce discută arbitrii. La rugby, am văzut acum și la campionatul mondial, faptul că ei discutau și era transparent, îi liniștea și pe oameni, greșesc? Nu, așa este, dar... Eu am senzația că totuși Colțescu cu Barbu nu știu ce au vorbit ei acolo. Dar să știi că s-au făcut deja primii pași spre transparența în comunicarea dintre arbitrii, mai ales în Anglia, am văzut, în urma unor faze din Premier League. Imediat a doua zi, când ieșeau controverse, discuții, ce s-o fi vorbit, ce s-a întâmplat, dădeau faza cu dialogul dintre arbitrii în momentul respectiv, chiar de la începutul fazei, și cum au luat decizia, de ce s-a ajuns până la urmă la decizia respectivă, chiar și în faze în care Howard Webb, șeful arbitrilor din Premier League, recunoștea că au greșit. Da? Cum de altfel a făcut-o chiar și astăzi, dacă nu mă înșel, da, explicând o fază recentă la Chelsea cu Newcastle, unde un arbitru cu Manchester City, unde un arbitru a oprit un atac în care scăpase singur cu portarul în minutul 93, fără să lase avantaj, și iarăși a ieșit și a recunoscut că arbitrul a greșit și s-a grăbit. Deci în alte țări există eforturi care se fac pentru a transparentiza acest dialog și să știi că pasul următor este, și se discută deja și la IFAB, și există experimente care se fac în sensul ăsta, să se audă în direct, doar în momentele cheie, dialogul dintre arbitru și cei din camera VAR, ca să înțeleagă toată lumea prezentă ce anume se comunică. La fotbal e mai greu decât la rugby, pentru că trebuie educați și jucătorii în primul rând. Da? Nu vezi la rugby să-i înconjoare pe arbitri, da, momentele alea cheie, să țipe la ei, dă bă, faul, vezi că n-a fost, unul trage în stânga, unul trage în dreapta. Lasă în pace. La rugby lasă în pace, oamenii știu ce au de făcut, e un respect pentru procesul de luare a deciziei, respectă faptul că ei comunică și nu se bagă în momentul respectiv. În schimb, la fotbal e un pic mai greu, deocamdată. Dar... Grigore, am și o curiozitate. N-am mai văzut prin alte campionate și s-a întâmplat aici săptămâna trecută. Fotbalistul Al Hassan și cu Luis Felipe au fost anunțați că s-au transferat la FCSB de către patron, dar nu contează de către cine, în timpul campionatului. Lucrurile astea se mai întâmplă la handbal pentru sezonul următor, când în decembrie CSM București aduce pe nu știu cine și anunță că din sezonul următor. Dar la fotbal eu n-am văzut în luna noiembrie Bayern München să anunțe că l-a transferat pe nu știu cine care vine în ianuarie. Păi nu, dar chiar este perioada de mercato. La noi se spun perioada de transfer. Sigur, atunci da, dar n-a început perioada de mercato din ce știu eu. Păi dacă ai perioadele astea și nu le respecti, de cele mai, ca să zic așa. E o porcărie. Poți, de exemplu, să te înțelegi, să anunți că ăla vine de la, nu știu, din ianuarie sau de la vară. Asta se poate face. Se mai întâmplă și afară. Bat palma și zice, ăla mai joacă 5 luni acolo și la vară joacă la noua echipă. Dar mai grav e dacă se și transferă în timpul sezonului. Apropo, țineți minte că la antrenori era o limitare la un moment dat. Dacă ai fost la o echipă din prima divizie, prima ligă, și ai, după 5 etape de dat afară, n-aveai voie să mai antrenezi în campionatul respectiv în prima ligă. Da, dar erai plătit acolo. Spre deosebire de România, n-aveai voie, dar erai plătit de clubul respectiv. Da. Era regula asta ca să lași șansa și altora. Că s-a ajuns la paradoxul ca antrenorul X să
să fie antrenor la ambele meciuri CFR Cluj FCSB, dar odată la o echipă, odată la cealaltă, ca să zic așa. Sau peste juca acum împotriva unei echipe și peste trei etape juca iar împotriva aceeași echipe, dar de la alta. De exemplu, el la FCSB joacă cu Poliaș. Și peste 5 etape e la CFR Cluj și joacă cu Poliaș. Peste 7 etape e la, el este la UTA și joacă cu Poliaș. Adică întâlnește de vreo 5-6 ori pe Poliaș într-un campionat. Am dat un exemplu. Sau pe Faru sau pe oricine. Aceeași antrenor. Plus că Gigi Becali a mai făcut lucruri din astea, dacă vă aduceți aminte, înaintea unui meci direct, pac, îl lua pe nu știu cine sau îl oferta. Acum, într-adevăr, l-a luat, dar știi care este următorul meci pentru FCSB? Cu Hermannstadt. Da, cu Hermannstadt, da. Adică, tocmai acum s-a făcut transfer. Bine, acum eu v-aș spune următorul lucru. La FCSB au făcut multe transferuri, majoritatea ratate. Pentru că n-au răbdare, primul rând. Nu înseamnă că toți jucătorii nu erau buni. Corect. I-au luat undeva unde s-au remarcat. Pentru că campionatul nostru i-au destul de buni. Al-Hassan e mult sub media ce a adus FCSB până acum. Al-Hassan nu face 5 etape la FCSB, nu prinde titular. Ca așa a făcut și cu Rotariu și cu alții. Doamne, și cu Miculescu. Vine, gata, sparge avioane după 3 etape rezervă. Sau îl schimbă la pauză patronul. Așa. De minutul 46. Sau mai sunt unii că îi umilește, îi bagă la pauză și schimbă minutul 65. Așa, l-a lăsat 20 minute să joace și l-a schimbat. Fără să fie accidentat. La FCSB e o anomalie, dar asta e altă poveste. Însă, trebuie să fii foarte atenți. Atunci când ai un meci direct cu o echipă și cumperi un jucător subit, ori începi să faci jocul de asta, că jucătorul și îl și cumperi și eventual îl supraplătești, atunci dacă ar fi niște comisii de integritate, atunci se vadă dacă prețul nu e cumva dublu sau triplu. Adică conține și o leacă de șpagă pe lângă prețul jucătorului. Se mai întâmplă și lucruri de astea. Astea pot fi interpretabile, evident. Da. Marius, spune-mi dacă te-au surprins cele două transferuri. Mai nu. Ca nume sau ca perioadă de anunțat? Ai spus și tu mai devreme faptul că este o tactică veche. Da. Folosită de... Eu țin minte că a vrut să-l ia pe Vali Badea de la Vaslui, Gigi Becali, înaintea unui meci cu Vaslui. Da, și e o tactică veche. Dacă în trecut a funcționat și a considerat că este un mod prin care se poate obține ceva, poate în meciurile următoare, o aplică din nou. Nu știu dacă va mai funcționa în ăsta, vom vedea în meciurile directe care urmează, că înțeleg că au și cu Iașu după, nu? Sau da. După vreo câteva etape au și cu Iașu. Până la urmă, fiecare își gestionează cum crede de cuvință. Nu cred că mai sunt vremurile în care nici să mai funcționeze genul ăsta de tactici, la fel cum nu cred că mai funcționează nici presiunile asupra arbitrilor. Da, deci... se pare că nu e nimic întâmplător, iarăși, știi? Adică, da. Cum naiba au apărut cu ăștia chiar înaintea meciului? Așa cum s-a întâmplat și în trecut, folosește aceeași tactică în speranța că va funcționa din nou. Dar eu cred că anul acesta nu va funcționa această tactică. Nu cred că, adică ce o să cred, acum se dă la o parte Hermannstadt că le-au cumpărat un jucător. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta și cred că vom vedea un meci foarte frumos. Da, poate crede Gigi Becali lucrul ăsta. Asta spun, că e posibil să creadă. Poate fi și o formă de presiune asupra propriilor jucători, spunându-le, vedeți că din ianuarie am luat pe ăștia 2, 3, 4, 5 și aduc și dintre voi o să aleg pe care îl dau afară. Poate consideră că în felul ăsta îi stimulează, îi face să joace mai bine, îi ambiționează ca să nu fie dați afară pentru că vin alții în locul lor. Poate să fie și asta, să știi. Nu prea știe exact ce gândește domnul Becali și tocmai asta face să fie frumos și clubul ăsta FCSB. Pentru că să fie frumos, are specificul ăsta. Să fie distractiv. Da, exact. Totuși, vezi, sunt pe primul loc acum și cu un avans totuși considerabil, da? Deci până acum funcționează ce face anul ăsta. Gigi Becali vrea 6 milioane pentru Nghezana, care ar fi ofertată Lorienții. Se pare o sumă... Pentru campionatul românesc? Da. Enormă. Enorm, da. Adică era, un jucător valoros, dar 6 milioane de euro, nu știu... În condițiile în care a costat 650.000 de euro. Ce altă transfer am mai avut noi în ultimii ani de peste 5 milioane cred de că euro? Că de la Chiricheș și Gardoș și Mitriță n-a mai fost nimeni altcineva. La... Deci crezi că ar trebui dat fără probleme? Bineînțeles. Din punct de vedere financiar. Management. Da, absolut, da. Cum ți se pare, Grigore, suma asta pentru Nghezana? Dacă se confirmă că e serioasă oferta, vă garantez că nu stau pe gânduri, îl dau imediat. Dar nu știu unde să-l dea, la Marseille sau unde? La Lorient. Dar cu o echipă de prima divizie din Franța. Se joacă tare în Franța. Mă îndoiesc că sunt jucători în campionatul României care se poate fi titulari în Franța. Mă îndoiesc, chiar și la penultima echipă.
Se joacă foarte tare. Din Franța exportă jucători în toată Europa extraordinar. Și prin Anglia, prin Spania, peste toți jucători francezi. Cred că cel mai mare exportator de jucători în Europa acum este Franța. Și de antrenori este Spania. Mă îndoiesc că un jucător român, uitați că au plecat și, nu român, pardon, că joacă în prima ligă română, poate să fie titular în Franța, poate să fie în lot acolo. Au mai plecat români în Franța și uitați că, mă rog, toți fac tușa. Nu e unul titular la o echipă din Franța. Acolo avem titular doar un antrenor, pe loții Bălării. Atât. Dar aș vrea să... Deci dacă FCSB are oferta asta, îl va da sigur fără stea pe gânduri, așa, și a făcut o foarte bună afacere, înseamnă. Să le iei din Africa de Sud câteva sute de mii de euro și să-l dai de 10 ori mai mult, e ceva, e o performanță. Fără să iei campionatul în ultimii 8 ani, să zic. Dacă mai luau și campionatul, ce făceau? Vindeau cu 20 de milioane. Glumesc acum. Doar Gigi Becali vinde cu 70 de milioane, vinde pe bandă rulantă, nu se mai oprește. Dar aș vrea să îi pun o întrebare domnului Avram. Te rog. Apropo de arbitri, n-ar fi normal ca dincolo de discuțiile televizate prin presă, emisiuni, etc., să fie după etapă. Etapa se încheie luni de obicei. Să fie marți, o conferință de presă, cu un monitor acolo, cu monitor, cu un ecran mare, pe care șeful arbitrilor sau cineva împuternicit de comisia arbitrilor, poate găsesc e de cuvință, ca altcineva prezintă mai bine. Să extragă principalele faze controversate, discutate, să explice, să dea explicații de ce acolo s-a dat penalti, acolo nu, de ce acolo s-a greșit și acolo nu, adică să recunoască greșelile, acolo unde nu s-a greșit să spună de ce nu s-a greșit, că a fost decizia corectă. Nu s-a lămurit opinia publică foarte bine? De ce Comisia Centrală de Arbitri nu poate face treaba asta? Am militat pentru transparență și comunicare încă de când am terminat cu arbitrajul, acum 3 ani de zile. Și am spus că, din păcate, România a rămas mult în urmă din punct de vedere al comunicării și al transparenței în ceea ce privește deciziile arbitrilor. Au fost încercări timide ale Comisiei Centrale, care n-au durat mai mult de câteva zile, sau de câteva etape, de fapt, în care, așa cum spuneați, veneau după și prezentau un video pe site-ul pe FRF TV, în care Vasaras venea și arăta câteva faze și ieșea cu anumite criterii, spunând a fost decizie corectă, a fost decizie greșită. Dar lucrurile astea s-au întâmplat numai și numai în momente de maximă presiune și scandal, atunci când fierbea toată Liga întâi, deja nu mai rezistau oamenii și scandalul ajunsese la un nivel enorm și doar atunci ieșeau să comunice. După ce lucrurile se linișteau și nu mai erau presiuni, s-a renunțat la acest obicei și este păcat și îmi pare rău că s-a renunțat, că din punctul meu de vedere ar fi rezolvat multe, multe discuții. Când erai arbitru, scuză-mă puțin, Grigore, vreau să mai întreb ceva. Când erai arbitru, simțeai faptul că poate aveai dreptate într-o anumită fază sau nimeni nu-ți lua apărare? Bineînțeles, eu am simțit tot timpul, era o frustrare în sinea mea că nu pot să comunic eu sau că nu iese nimeni să te ajute cu argumentele în apărarea arbitrilor atunci când au dreptate. Nu să iasă să mă apere atunci când eu am greșit, că toți greșim, da, ar fi absurd. Dar atunci când au dreptate, dacă nici atunci nu ești să-i aperi, când ai toate argumentele în mână, da, este fiecare cu părerea lui. Eu am considerat că arbitrii trebuie să fie parte, fiind parte acestui fotbal. Ai văzut ce se întâmplă în țările nordice? Și nu numai, am văzut și în Italia. Și în, ies arbitrii la conferințe de presă. Ies și spun, uite, la faza aia, din păcate am greșit pentru că n-am comunicat. Acolo sau, am văzut așa. Acolo am văzut așa, acolo i-am spus asta. Mi se pare extraordinar. Ar fi foarte bune și ca instructaj și pentru alți arbitri, poate de divizii inferioare care văd și se instruiesc. Ar fi și pentru public care înțelege mai multe lucruri, și pentru antrenori, și pentru conducători, și pentru spectatori. De ce spun asta? Pentru că în arbitraj se schimbă multe lucruri rapid, dar publicul nu are acces la ele. Un arbitru aplică o nouă, să spunem, recomandare, dacă nu schimbare de regulament, care s-a întâmplat în ultima lună, s-a comunicat de la UEFA. Arbitrii sunt instruiți, aplică, dar publicul nu știe de acea schimbare. Și, de exemplu, interpretarea hand-ului în careu. Dom'le, uite așa, așa, așa. Atât de bun ar fi asta, ca toată lumea să lămurească și să înțeleagă mai bine fazele, să nu mai fie atâta tensiune, de multe ori tensiune aduce la violențe în stadioane. Da, așa este și din păcate nu se întâmplă sau s-a întâmplat pentru o perioadă foarte scurtă de timp și numai în urma unor presiuni enorme, când sunt absolut convins că la federație cineva s-a dus și le-a spus sau i-a spus lui Kyrios Vasaras, ieși și tu și spune ceva, că uite, nu se mai poate, deja a nebunit toată lumea. Să fie o regulă. Dar ar trebui să fie o regulă, exact.
Da, asta poate tot dând exemple de afară, că intern nu există nimeni. Înainte era scuza asta, domne, UEFA nu comunică. Ții minte că UEFA nu ne lasă, că la UEFA nu se comunică. Ei, nu mai există. UEFA comunică, țările cu fotbal mai mare decât al nostru deja comunică la un mod absolut firesc pentru era asta a comunicației și a vitezei și a internetului și a... comunică absolut normal și firesc, ies președinții de comisii centrale și explică oamenilor în studio. Da, l-am văzut pe Howard Webb de mai multe ori în studio, în Anglia, ieșind și spunând, a greșit omul ăla acolo. Credeți-mă că el suferă mai mult că a greșit și a dat seama că a greșit. Am vorbit cu el. Deja eu spun că jumate din greșeală din oameni au zis, da mă, e și el om, a greșit. Deci deja ai rezolvat o problemă, după care explică ce criterii, ce noutăți sunt, exact cum spunea și domnul Cartianu. Și atunci toată lumea înțelege ce se întâmplă acolo și nu mai apare ca o castă închisă, opacă, unde nu știe nimeni ce se întâmplă și atunci dai naștere la speculații. Spune-mi, atunci când era o fază în care erai criticat, dar tu aveai dreptate. Ce simțeai? Ce făceai? Mai să știi că te tăbăcești așa cu timpul. Nu, la început, la început erai mai tânăr. Suferi și simți așa un sentiment de nedreptate și arbitru care să nu citească presa. Nu cred așa ceva. Deci eu am deci mai domnul auzit. Domnul Colțescu, domnul am mai auzit că spuneau. Gaman? Domnule, eu nu citesc. Nu ai cum, este imposibil. Adică nu te poți abține, adică ești curios, nu? Mai mult decât atât, sunt oameni în jurul tău care vin și îți spun, uite ce ai să la, uite ce... N-ai cum, nu poți să trăiești complet izolat de lumea asta. În ziua de azi, informația ajunge foarte repede la toată lumea. Bine, eu știu un arbitru care și închidea telefonul și pleca la mănăstire. Acum da, să zicem, da, Tudor pe vremea lui, când era arbitru, așa făcea. Dar el era o excepție. Da, asta, reușea. Absolut, toți, toți cu care eu am vorbit... Trebuia să arbitreze în fiecare etapă pe PC Athos. Nu se dădeau meciuri în Grecia pe vremea respectivă. Da, e frustrant. Bine, există și reversul. Când greșești, presa te critică și nu ai ce să spui. Da, vei să spun uneori greșeala... Da, domne, am greșit. Poți să spui și asta. Am greșit. Care-i problema? Nu mi-a fost niciodată teamă să recunosc că am greșit. Cred că drumul spre perfecționare trece prin a-ți accepta propriile greșeli în primul rând. Da? Înveți din greșelile altora, acceptă-ți propriile greșeli. Am fost la primul curs la UEFA și venise un psiholog, celebru sportiv, care ne-a spus, domnule, nu desconsiderați complet momentele când greșiți. Analizați de ce ați greșit, analizați care sunt motivele. Ia-ți de ce am greșit, eram plasat prost, ce trebuia să fac? Da, du-o la nivel de știință tot ce înseamnă arbitrajul. Dar oprește-te după un punct, ai analizat, treci mai departe. În schimb, deciziile bune, spuneau, du-te cu ele cât mai mult. Că bucură-te de ele cât mai mult, că te încurajează. Da. Da. Grigore, spune-mi față de anul trecut, când am avut VAR și VAR-ul de anul ăsta, simți că există un progres? Nu simt. Mi se pare că e ușor regres față de anul trecut. În primul an a fost mai multă atenție la folosirea VAR-ului, chiar dacă el avea probleme tehnice, se mai câteodată se întrerupea, era câte o repriză în care nu funcționa, dar per total... Se mai uita pe telefon Colțescu la un meci, mi-aduc aminte. În ecranul cameramanului. Da. Exact, da. Încerca să se oprească într-un fel sau altul, da. Ceea ce nu era rău de altfel. Dar mi se pare că în ăsta anul 2 mai multă relaxare și mai multă indolență în relația cu VAR-ul. Adică sunt mai multe faze pe care arbitrii nu vor să le vadă la VAR, deși s-ar impune să le vadă, mai ales că în destule situații de genul ăsta, ei chiar greșesc. Și eu nu am o problemă că ei greșesc. Eu am o problemă că ei persistă în greșeală, că nu-și repară, că nu-și îndreaptă greșeala când au ocazia să o facă. Și VAR-ul e o foarte bună ocazie să-ți repari greșeala. Finalmente, decizia trebuie să fie bună, chiar să fie corectă. Chiar dacă e luată din prima sau din a doua mișcare, adică după VAR. Nu e o rușine. La arbitraj chiar sunt uneori grămezi de jucători. E foarte greu să vezi. Ne uităm noi să vedem la șapta reluare, să vedem la atins, nu l-a atins. La ciupit, nu l-a ciupit. Acolo. Și VAR-ul te ajută să faci treaba asta. Dar, repet, aici trebuie insista la Comisia de Arbitrii să fie pedepsiți, dacă se poate, sever, cei care greșesc și refuză să apeleze la VAR. Și aici se vadă dacă e greșeala. E greșeala celui din camera VAR, că n-a semnalat, deși el avea reluarea foarte bine și putea să-i spună în cască, vezi că ai o problemă acolo, vezi că trebuie să te uiți pe monitor să vezi. Sau zic ei direct, dom'le, vezi că e penalti clar, l-a cosit. El revine și de penalti. Dar dacă vrea el să aibă orgoliu că el ia decizia,
și nu iau cei din camera VAR, ok, mi-ai spus că e penalti, îți rău jocul, mă duc și văd faza și dau penalti. Care e problema? Îți cad galoanele? Înțeleg că sunt notații de asta. Dacă ai greșit și repari după ce s-a spus VAR-ul, îți trece ca greșeala ta. Dar dacă ai greșit și VAR-ul nu semnează că e greșeală, îl trece cu greșeală și pe cel de la VAR. Adică e dublă greșeală, ca să zic așa. Până la urmă, care e interesul în sport, în fotbal, în sport în general și în viață? Să luăm finalmente decizia corectă. Da? Nu contează că mi-a șoptit vecina peste gard sau că am văzut eu din prima. Contează ca finalmente să iau decizia corectă. Ăsta e țelul suprem în arbitraj și în sport. Marius, spune-mi, cum ne dăm seama dacă un arbitru a greșit la VAR și a fost sancționat de Comisia Centrală de Arbitri? Există vreun semnal așa să ne... Bă, a greșit Găman, nu știu. Nu mai vedem? Nu există niciun semnal. Hai să spun de ce. Am avut o controversă asta în momentul în care am văzut că arbitrii care nu și-au luat testele fizice, da, au fost delegați ca arbitrii în cabina VAR. Da. Argumentul fiind că, domnule, acolo nu aleargă, stau pe un scaun și se uită la televizor. Logic, de altfel, nu e o problemă asta. Dar un pic împotriva regulamentului, care spune foarte clar că arbitrii, dacă nu și-au testele fizice, nu pot fi delegați. Punct. Nu spune în ce calitate. Delegați și cu asta basta. Da? Bun. În momentul ăla mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile sunt privite un pic diferit față de trecut. Adică dacă acum greșești în teren, e foarte logic, da? Urmând aceeași logică, că etapa viitoare poți să fii delegat VAR. Și atunci nu mai e cum să-ți dai seama tu, ca privitor sau oricine altcineva, domnule, arbitrul ăla a greșit și uite, a fost sancționat. Nu. Pentru că dacă el a greșit în teren, el e delegat VAR, etapa cealaltă AVAR, apoi rezervă și apoi îl vezi din nou în teren și este imposibil să-ți dai seama. Avram, ești delegat VAR sau în Arabia Saudită? Se mai întâmplă să ajungem și acolo. Bun, să trecem peste subiectul FCSB, CFR Cluj și, evident, problemele de arbitraj care derivă din acest lucru și să-l ascultăm un pic pe Mircea Lucescu, pentru că imediat vom vorbi și despre Dinamo. Dinamo ar fi meritat să câștige. O domina mult mai mult. N-au fost atenți, au fost destul de doritori de a câștiga acest meci. Au început făcând greșeala din care s-a marcat gol. Pe urmă, n-au avut capacitatea să marcheze. Cu toate că ar fi putut, au avut situații foarte bune. Un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Au jucat atât cât pot. Asta, pe semne că ăsta e nivelul. Dar dacă continuă să joace, e cel mai bun meci care l-am văzut eu al lui Dinamo, în moment de față. Dar asta e. Putem. De ce nu vii să ne ajuți Demircea? Păi și ce să fac eu? Și pe ce crezi că joc eu? Nu ne mici, dar ce pot? Eu nu pot să bag în poartă. Nu pot să bag în poartă eu, da. Hai, mai vedem. Mircea Lucescu, declarație după meciul lui Dinamo de luni. Grigore, vreau să te întreb ce se poate face la Dinamo în momentul de față. S-a vorbit la un moment dat de criteriu sportiv, a fost promovarea, s-a vorbit și de criteriu financiar, că s-a depășit problema cu pragul de reorganizare. Dar acum ce facem în continuare? Că pare că nici sportiv, nici financiar lucrurile nu merg spre bine. O, asta a avut-o cu anii numărul Rapidul, care s-a mers până la jos, la divizia 4-a și a luat-o. Ai dat de faliment, de fapt. Un club, ca să poată face performanță sportivă, toată lumea merge la prima verigă, cea mai apropiată. Deci, domnule, să aibă jucători buni. După aia, veriga a doua, să aibă antrenor bun. După aia, să aibă conducere bună. Dar, de fapt, totul vine de la veriga cea mai importantă, care e mai în depărtare și nu se vede, și anume, să aibă organizare bună. Asta înseamnă să aibă un patronat solid, să aibă buget asigurat, de acolo pleacă totul. La Dinamo au fost mulți conducători de-a lungul vremii, în general au prăduit cât au putut, toți unii au ieșit prin pușcărie, alții pe lângă pușcărie, alții mergeau la vorbitor și duceau pachete, în fine, dar fiecare cu s-a descurcat. Dar Dinamo a prăduit, că el a avut o zestre extraordinară, a moșterit echipe din comunism încoace, din post-comunism anii 90, Geația Mutu, dacă țineți minte, Mihalcea și ceilalți, Marius Nicolae, păi, Dănciulescu. Deci Dinamo a avut o zestre extraordinară, avea un lot care făcea câteva zeci de milioane de euro, dolari pe vremea respectivă. Ei, sigur că unii s-au îmbogățit prăduind echipa asta, vânzând jucători la, mă rog, cu un preț, trecând în contabilitate un alt preț, că unii au făcut și pușcărie pe doar aceea,
inclusiv lotul transferului. Dar au fost multe altele pe care justiția n-a mai avut puterea și n-a mai avut resurse să le cântărească. Ei, și Dinamo s-a trezit la un moment dat, când nația conducători, da, nu mai era niciunul dispus să asigure bugetul. Și au intrat în groapă. Nu în groapa de unde se dea acolo, că zice că echipa din groapă. Era bună groapă, da. Era bună, da. Așa. Și într-o groapă de potențial, o groapă financiară. Și la un moment dat, dacă la o echipă, auzi, strâng suporterii bani ca să funcționeze echipa. Așa a ajuns. Scuzați-mă, nici la dat o echipă de la Pandurii Târgu Jiu, care sunt Liga a doua. Acum nu se întâmplă ceva. Cineva dă bani, cineva asigură bugetul. Că e unul, că e doi, că e trei, că e cinci. Independent de forma de organizare, bugetul înainte de sezon se asigură cât? 6 milioane de euro. Ok, 6 milioane. Ăla pune 2 milioane, mă rog, societățile lui, trebuie lui. Ăla 1 milion, ăla 1 milion, s-a făcut bugetul. Ori la Dinamo, dacă nu ai clară situația patrimonială, al cui e clubul ăsta, are potențial financiar, are buget, nu știu ce, să nu credeți că, domnule, a ajuns la nivelul de jos. Nu, nu, se poate și mai jos. Se poate jos de tot, se poate faliment. Și de acolo mai crești doar dacă găsești o formulă de organizare și o formulă de finanțare. Nu se poate fotbal profesionist fără finanțare. Aia povestea cu ministerele care... Da, finanțarea poate fi conform legii actuale și de la o primărie. Ați văzut că, nu știu, Gloria Buzău joacă cu primăria Buzău și cu Consiliul Județean pe spate și pe piept. Sunt destule echipe care și prima ligă sunt destule care... Un Cluj, de exemplu. Un Cluj merge foarte bine. Dar așa mare parte banii de la primăria Cluj. Ok, comunitatea locală, sigur că ar trebui făcut un referendum înainte. Să-i întreb pe oamenii ăia, bă, vreți să dăm 5 milioane de euro pe an din bugetul nostru de câte, nu știu, 200 de milioane la fotbal sau la handbal sau la basket? Și părerea mea că orice comunitate locală, dacă își permite, poate să adopte o echipă. Unii au tradiție pe basket, unii au pe, nu știu, Baia Mare are pe rugby, alții au pe handbal, Vâlcea, de exemplu, la feminin, sau Brăila, sau Buzău. Unii vor fi pe fotbal, că fotbal aduce audiență bună, aduce și oameni în tribune, aduce impact la public, orice reclamă are efect. Dar nicio echipă nu are viitor dacă nu își rezolvă problema patrimonială. Să știe, echipa asta e a locutare, că e a lui X, ca o persoană fizică, sau a primăriei, sau ea, nu se mai poate a ministerului, asta nici nu ar fi normal să mai fie a ministerului. Că ministerul, la minister cotizează toți și unii nu țin cu echipa, țin cu alta. Măcar într-un oraș e echipa orașului și reprezintă comunitatea și vezi că apare în ziar la televizor, pronunță numele orașului respectiv permanent și poate că merită să dai banii respectiv. Dar asta este, Dinamo nu va ieși din groapă, din găleată, dacă nu găsește formulă de, nu știu, 1, 2, 3, 5 oameni care să asigure la nivel de primă divizie, ca să stai fără emoții, 6-7 milioane de euro pe an buget. Atenție, nu înseamnă că vii cu ei de acasă, că o parte din banii ăștia, ăsta e bugetul, dar o parte îți vin de la televizare, dreptul televizare, o parte de la sponsori, reclame pe marginea terenului, o parte că mai vinzi un jucător, doi, dacă ai făcut, mă rog, i-ai remarcat, îi vinzi cu banii pe ei și poate vinzi mai scump, vinzi mai mult și cumperi mai ieftin. Din partea cealaltă, FCSB-ul face treaba asta și trăiește. Becalii pe plus la povestea asta și nu-i din performanță sportivă, e din vânzări de jucători becalii la FCSB. Dinamo a avut un statut similar și a bătut joc de el, acum trebuie să se construiască, să ajungă iarăși a fi un club funcțional din punct de vedere bugetar. Marius, urmează FC Botoșani Dinamo. Pe vremuri se spunea Tusa cu Junghiu. Practic, asta este această partidă în momentul de față, ultimele două clasate. Partida este luni. Pare rău de oameni ăștia, de suporterii minunați ai lui Dinamo, care au făcut atâtea eforturi pentru că s-a ajuns ca un club la retrogradare, cum e Botoșaniu, da? Să spună, dacă nu-i bate nici pe Dinamo, închidem obloanele. Sau nu știu, am citit o declarație de curând. Deci cam ăsta e nivelul la care este văzută Dinamo în momentul de față. Asta apropo și de declarațiile pe care le-a dat după meciul de la Sepsi, unul dintre acționarii clubului, în care spunea nu mai suntem respectați, nu mai suntem. În primul rând, fotbalistic, din păcate pentru clubul ăsta, nu mai sunt respectați la modul cum erau înainte, adică temuți. Asta este în fotbal, să fie respectat, este să fie frică când vii, că domne, vine Dinamo și ne bate. Nu, este total opusul, vine Dinamo și dacă nu-i bate nici pe ăștia,
nu mai avem ce căuta. E trist, e trist că s-a ajuns la așa ceva. Îmi pare foarte rău de Ovidiu. Personal îl stimez și îmi place mult de el și era o figură nouă. Ne săturasem de rotația aia antrenorilor, știi? De la o echipă la alta, cum vorbeați mai devreme, și a apărut, uite, o figură nouă, care până atunci fusese în ligile inferioare și a reușit o minune cu echipa asta să o promoveze în Liga 1 după ce au retrogradat și îmi plăcea de el, tânăr, prezentabil, vorbea frumos, era iubit și eu zic că s-au debarasat un pic cam prea ușor de el acolo. Da. Spune-mi, pentru Dinamo, dacă ar retrograda, ar fi infinit mai greu, nu? Absolut. Sau ar putea fi sfârșitul? Au mai retrogradat o dată și apoi au promovat. Da, dar atunci au promovat și perioada aia n-a fost atât de mare. Depinde cum au obținut și planul acesta de reorganizare de la tribunal. Se bazează pe niște bani. Pentru din drepturile că acolo TV, te bazezi pe niște bani din drepturile TV de menținere în Liga 1. Cred, nu l-am citit, dar presupun că ei au trecut acolo niște venituri de drepturi TV. În momentul în care retrogradezi, banii ăia s-au dus și atunci planul nu mai este de actualitate. Deci pot apărea probleme, inclusiv juridic, de organizare și de reorganizare a clubului, pe care în momentul ăsta noi nu le putem prevedea și nu le putem înțelege atât de bine. Deci acolo eu zic că este o luptă de supraviețuire a acestui club, nu numai în Liga 1, ci chiar o de supraviețuire a clubului la propriu. Grigore, foarte mulți au spus că pentru Dinamo ar fi fost mai bine dacă în momentul în care a retrogradat prima oară s-ar fi dus direct în Liga 4 sau în Liga 5. Ar fi parcurs drumul ăsta pe care l-a parcurs și Craiova lui Mititelu, și Rapidul, și Ceahlău, și atâtea și atâtea echipe, și Petrolul, da? N-ar fi fost mai bine și mai sănătos pentru club să o ia de la zero? În principiu nu, pentru că n-ai nicio garanție că dacă pleci la Liga 4, ajungi într-a 3, ajungi într-a 2, dar ca să faci pasul din Liga 2 în prima ligă și să mai și reziști în prima ligă, e același lucru. Trebuie să poți asigura un buget de 5-6 milioane de euro. Altfel, în Liga 4 merge și cu 500.000 de euro. În Liga 3 merge și cu un milion de euro. Probabil cu cât urci mai sus, cu atât trebuie să aduci jucători mai buni, antrenori mai de calitate. Deci te blochezi undeva ca să reziști în prima ligă, e nevoie de această organizare, de buget și că să-ți poți permite să aduci calitate. Altfel, joci tu cu ce ai. Jucători care joacă pe 1.000 de euro pe lună, ce vrei să ai mai randament? Că dacă e bun la tine, le altul și de 5.000 sau 7.000. Nu poți decât să rămâi cu... Exact. Uitați-vă ca instalatorii români. Instalatorii români, dacă pun 3 țevi, 7 cabluri pe acolo, o casă, 3 robineți, după aia îl cheamă un prieten. Păi în Germania, că face același lucru pe bani triplu. Te duci acolo. Poți să oprești lumea să muncească? Nu poți să muncească. Așa și în fotbal. Deci nu era o soluție. Pierdeai niște ani. Rapidul n-a avut încotro pentru că a intrat în faliment. Adică nu, și ei au încercat cu reorganizare, cu insolvență, cu asta. Dar n-au putut să iasă insolvență, s-au dus în faliment. Dinamo a scurtat un pic, adică a salvat câțiva ani. Problema este că nu are potențial de a crește organizatorii. Adică la Rapid, apropo de Rapid, că a venit și acum nu știu ce contează. Contează pentru că au apărut 2-3 oameni cu bani acolo. Că dacă pleacă ea cu bani, Rapidul se duce iar în divizia a doua sau a treia. Fără bani îți pleacă jucătorii, îți pleacă tot ce e calitate. Nu poți performanță fără bani ziua de azi. E adevărat că banii nu înseamnă că asigură obligatoriu performanța, adică poți să-i, dacă iei decizii proaste, poți să-i faci praf banii să și pici din prima divizie, cu buget mare. După cum poți să ai un buget mic, să faci performanță destul de bună, peste medie, dar atunci îți trebuie un fenomen. Nu știu, cum a făcut Dan Petrescu la Urziceni, cum a făcut Dorinel Munteanu pe la Galați. Adică să prinzi un antrenor care face din Rahat Beach. Sau chiar la Botoșani a fost situația asta. Puneai Iftime acolo că avea buget de vreo 2 milioane de euro. Păi se lua la televizare și mai punea un pic și gata. Dom'le, da, făcea mișcările corect. Aducea antrenorul potrivit, ăla aducea jucători ieftini sau liberi de contract. Nu le da contracte mari, le spunea la voi bonusul este că te remarci la Botoșani și te ia pe CSB-ul și iei contractul de 4 ori mai mare după aia. La fel face Hagi. Hagi, uitați ce face Hagi. Și lui Alibek, ce i-a spus? Te iau că a ieșuat undeva prin Turcia, nu prea mai joci. Prin România nu mai dă nimeni 2 bani pe tine. Și atunci vii la mine la Faru, intri în viteză, te ducă la formă mare și o să prinzi un contract pe undeva. Că e în Turcia, că e... Uite că a prins în Arabia Saudită. Nu în Arabia, cred că în Qatar. În Qatar. Are 1 milion de euro pe an și
Deci face cel bani la bătrânețe, are venit și în circuitul echipei naționale, dincolo că aveți de acolo niște bani, dar oricum e performanța cu echipa națională, adică Hagi a oferit ceva, perspectiva de a te remarca la mine, mă ocup eu să te ridic la, ca nivel și tu nu cheltui mult bani cu tine, mă ajuți, dai goluri, luăm campionatul, poftim, după care tu vei câștiga bani în altă parte, dar cu ajutorul meu, că te-am relansat. Așa sunt unele echipe mici care fac asta, dar rare ori este rețeta asta. Adică antrenori ieftini, jucători ieftini și performanța bună. Să iei locul 9-10 în campionat sau locul 7 cu un buget de locul 15. Se mai întâmplă, dar rare ori, repet, de regulă, bugetul joacă. Marius, Rapidul nu câștigă de multe etape. Se vorbește foarte mult despre iminenta demitere a lui Cristiano Bergodi. Crezi că el este principalul vinovat? E greu de spus. A avut și ghinioane, hai să fim realiști, dar pe de altă parte n-a avut planul B sau clubul n-a avut planul B, pentru că întotdeauna s-au bazat, vorbim de omul de gol. Unul singur a fost. Și înainte să vină, cum îl cheamă pe băiatul ăsta care s-a accidentat, Rahmani, tot avea un singur om. Acum arată cât de mult depinzi de un singur jucător, ceea ce pentru un club mare în general, și ei se prezintă ca un club mare, nu este chiar ok. Cred că în momentul de față e o frustrare foarte mare acolo. Dacă ții minte anul trecut cu centenarul, au zis nu e anul ăsta centenarul, e anul ăsta. La anul, că acum începe, pentru că au avut eșec și în cupă și în campionat. Acum au ieșit din cupă, în anul în care sperau la să iau un... campionat nu prea au șanse. Iar la campionat din ce în ce mai puține șanse. Dar până la urmă în play-off se poate întâmpla orice. Dar să nu le iasă nici de data asta un trofeu de centenarul mutat cu un an, centenarul de 101 ani, dacă să facem o glumă, ar fi într-adevăr un eșec pentru ei, pentru că sunt convins că își doreau ceva anul ăsta și își planificaseră lucrurile. Dar nu e o greșeală ăsta, faptul că așteptările sunt foarte mari și n-au nicio legătură cu realitatea? Pentru că ei visează la titlu, dar lotul nu-i de titlu. Așteptările suporterilor sunt date și de declarațiile conducătorilor, exact, ale antrenorilor și ale jucătorilor în general. Atunci când te anunți, eu candidez la titlu și mă lupt la titlu și fac investiții și aduc jucători, oamenii, suporterii zic, gata, anul ăsta ne batem la titlu. Și atunci ai un nivel de așteptare foarte mare. Și apoi intervin dezamăgirile, pentru că nu sunt jucătorii aduși așa cum sperau, nu sunt rezultatele pe care le sperau și sunt dezamăgiți suporterii. Și de-aia încep să strige, demisia. E un public acolo fierbinte, l-ați văzut. Pe suporterii înțeleg, dar pe conducători nu. Nu știu, pentru că ei trebuie să analizeze, să managerieze și trebuie să fie la un nivel de realitate. Cred că au încercat să creeze așa o atmosferă de centenar în care toată lumea se implicată în direcția asta, hai să luăm un trofeu anul ăsta. Nu le iese. Nu le iese și atunci apar nemulțumirile. Grigore, nu ți se pare că e așa o diferență între realitate și faptul că ei visează la titlu? Adică totuși lotul, sigur, cu două accidentări care s-au întâmplat și se pot întâmpla oricui, dar totuși nu-i prea mult să-ți propui titlul cu lotul ăsta de jucători? Știți cum e, așteptările vin și pe fundalul victoriei cu FCSB în deplasare. Au mai avut două victorii importante. Au bătut și pe Farul, dacă mă știu, și pe Craiova la un moment dat. Adică ei au obținut niște rezultate. Și aceste rezultate se apropiază foarte mult de FCSB. Fie vorba între noi, matematica, acum sunt 10 puncte între ei și lider. Tragi la jumătate, rămân 5. Se poate juca. Sunt 7-8 echipe. 8 echipe care teoretic ar avea șansă la titlu. Sau la, mă rog, sau la primele două locuri. Pentru că eu aș spune că ăsta e campionatul șchiopilor. Această ediție. Ediția în care pur și simplu se împiedică pe capete. Dacă uiți la FCSB, n-a câștigat mai mult de 3-4 meciuri în ultimele 10. Dacă te uiți la CFR Cluj, n-a mai câștigat de nu știu când. Uiți la Rapid, iar la fel. Craiova a mers mai bine cu vreo 3-4 a pierdut ultima etapă acum la Sibiu. Au scântit-o acum, da. Cam toți. Farul a avut o perioadă foarte neagră. Dacă iei Rapid, dacă iei pe rând, vezi că toți s-au pedicat foarte mult. În ediție trecute, campioana cam mergea ceas. Mai avea câte un accident din când în când. Deci mergea 6-7 etape bine, avea un accident. Dom'le, acum au accidente. Uitați-vă ce diferență între primele clasate și cele de pe locul 6-7. Ușor se duce un Cluj la titlu dacă ar avea un parcurs bun, după ce se jumătățește. Păi un Cluj, dacă de la un Cluj până la lider, dacă mă uit pe clasament, cred că nu știu dacă 10 puncte. De acolo. 10, așa, să fac 5 la jumătățire. Bun.
La ei n-a fost numai vârful de atac Rahmani, care l-a înlocuit pe Dugandzic, care a plecat. E vorba și de Petrila, care conta foarte mult în jocul lor. Adică atacul țineau amândoi. Hai să spunem că Rahmani era mai de gol și Petrila mai de pasă de gol. Crea faze, crea multe faze. Juca bine și ăsta, nigerianul, Puncio, cu ei acolo. Adică aveau trei oameni de atac foarte buni. Fără ăștia doi, nici Puncio nu prea mai merge, dacă ați văzut. Deci... Dar la Rapid mai e și altceva, e ceva de moral cumva. Iar aici încep eu să am semne întrebare la Bergodini și am mizat mereu pe el și am spus că e un plus pentru Rapid, că în locul antrenorului Mutu vine antrenorul Bergodini. Mai experimentat, mai un fotbal italian în picioare, bine și Mutu a jucat Italia multă vreme, a jucat și în alte părți. Dacă antrenor mi s-a părut că Bergodini peste Mutu. A mai avut o criză la Rapid de 3-4 etape. Se punea problema să-l dea afară, nu l-au dat afară, după aia a mers foarte bine echipa și acum au o criză mai lungă un pic. Dar mă surprinde că Bergodi nu reacționează. Nici de la o repriză la alta, hai că prima joacă prost de tot, a doua la fel de prost sau și mai prost. Adică la pauză faci ceva. Mă surprinde că de la meci la altul nu reacționează. Lipsa lui de reacție mai mult și după aia zice, doamne, nu s-a dus la mare lucru cu tare. Încep să mă îndoiesc de Bergodi, pentru care băga mâna în foc. A avut și seria aia cu Craiova atunci, 9 victorii din 10, doar la 10 a pierdut cu Clujul, cu CFR Cluj. Dar a dus Craiova în finală pentru titlu, în anul pandemiei, în 2020. Așa. Deci, domnule, să ai în play-off 9 victorii din 10, 9 victorii la rând, să ai antrenor, zic, să ai cu Craiova, că nu era cea mai, că nu avea chiar cel mai bun lot Craiova atunci. Și a ajuns să joace titlu, cu titlul pe masă, ultima etapă. E o problemă la Rapid în privința asta. Cred că lotul subțire, el era salvat de faptul că erau câteva vârfuri, în special pe zona de atac. Ei au și la mijloc jucători buni, au și în spate jucători buni, dar dacă ți-a picat atacul, toată echipa e în pijamale. Se vede în izmene, nu pijamale. Dacă ți-a picat costumul cu frac, cu sacou și cu papion din atac, cei trei din atac care scripeau și băteau și FCSB-ul în deplasare, după aceea te uiți în spate și vezi izmene și pijamale fără nasturi. Grigore Cartianu, mulțumesc mult pentru prezența în această seară alături de noi, toate cele bune. Până la finalul emisiunii mai avem câteva minute, haideți să-l ascultăm și pe selecționerul Edi Iordănescu despre echipa națională, evident că este antrenorul anului 2023. Și fiecare are datoria ca să demonstreze că poate să facă parte dintr-un nucleu de excepție pentru următorul nivel, pentru turneul final. Să joace constant, să joace etapă de etapă și să joace cu eficiență. Pentru că ne va fi foarte greu spre imposibil să mergem cu un nucleu de jucători alcătuit din mai mulți jucători care nu joacă și să vină după luni de zile fără jocuri în picioare și să ne putem ridica la nivelul unui turneu final. Mare mi-a fost dezamăgirea. După ce am reușit această calificare fantastică, în continuare foarte mulți dintre băieții noștri traversează perioade nu tocmai bune la cluburi. Fie nu joacă, fie joacă destul de puțin. Cu siguranță că un prim obiectiv va fi ieșirea din grup. Asta nu înseamnă că va fi un lucru facil. Adimpotriv. Da, am crescut un nivel, dar încă nu suntem pregătiți pentru turneul final sau nu pentru a îndeplini un obiectiv așa cum eu mi-aș dori turneul final. Dacă într-o zi voi fi abordat pentru o discuție referitoare la contractul meu, cu siguranță că disponibilitatea mea pentru echipa națională este totală. Dar nu cred că asta ar trebui să se producă în următoarea perioadă. Edi Iordănescu, declarații după tragerea la sorți și evident după perioada asta de pauză. Deja se fac tot felul de speculații vis-a-vis de lot. E totuși cam de vreme, nu? Foarte de vreme. Acum încă suntem în perioada în care ne bucurăm. Încă suntem în perioada în care ne bucurăm de grupă. Pentru că ați văzut, grupa este... Trebuie să ne bucurăm, n-avem ce să facem. Categoric este antrenorul anului,
Pentru că, și am eu simt asta personal, pentru că trebuie să recunosc, m-am îndoit de această calificare, da? Și nu cred că sunt singur, adică foarte multă lume s-a îndoit, am făcut niște meciuri slabe, câștigate cu noroc, și apoi când am văzut ultimele două meciuri, am zis, da, domne, așa, da, bravo, bravo, felicitări, și m-am bucurat foarte mult. I-aș recomanda lui Eddie să mai zâmbească. E foarte serios și încruntat, chiar și în momente de bucurie. Asta e stilul lui, știu, l-am văzut la toate declarațiile pe care le-a dat. Dar eu așa personal, un zâmbet ar fi bun pentru moment de bucurie. Dar probabil e foarte atent la ce se întâmplă și la faptul că jucătorii nu joacă în campionat, așa cum a spus, joacă puțin și trebuie să facă o grămadă de calcule. Dar timp, eu zic că este până la vară și mă bucur că avem un turneu final în sfârșit în care să ne uităm și noi și să simțim ceva mai mult decât plăcerea pentru a urmări două echipe juc în fotbal. O ultimă întrebare, cum ai aprecia știrea care a apărut cu Răzvan Burlean în The Independent cu posibilitatea de a candida la șefia UEFA? Da, am văzut că tot se rostogolește știrea asta. Pentru fotbalul românesc ar fi un lucru extraordinar să avem chiar și un candidat, un președinte UEFA, nu mai zic, ar fi extraordinar pentru fotbalul românesc. Personal pentru Răzvan Burlean ar fi o reușită foarte mare. Teama este că nu cumva să fie un candidat care pierde. Atunci n-ar fi foarte bine, înțelegi? Pentru că știi cum e. Candidezi împotriva altora, dar exact. Deci dacă ar fi un candidat câștigător, ar fi un lucru extraordinar. Un candidat care pierde, după aia nu prea e bine, știi? Dar deja de faptul că se vehiculează numele lui ca fiind un posibil candidat, înseamnă cu adevărat că el este apreciat la UEFA și a reușit acest lucru. Deci ar fi un lucru nu numai pentru fotbalul românesc, pentru FRF în particular, pentru că fără FRF Răzvan Burlean nu ajunge acolo, deci Federația Română de Fotbal, ai acces la informații, acces la respectul tuturor, arbitrite mai... cine arbitră în România, acolo e președintele UEFA. Dar cum ai interpretat cheia în sensul de apariție în The Independent, adică totuși într-un ziar serios din Marea Britanie? N-a apărut în The Sun, n-a apărut în... A apărut totuși într-o publicație de prestigiu. Înseamnă că unele discuții există, că sursele jurnaliștilor de acolo probabil, n-am citit integral articolul să văd de unde au apărut aceste informații sau care sunt sursele. Probabil de la Federația Engleză. N-au venit dezmințiri din partea Federației Române de Fotbal, nu? N-am auzit spunând, domne, este o știre falsă, nu este adevărat. Deci, din contră, am văzut niște intervenții ale celor de la Federație prin care îl lăudau pe Răzvan Burlean, îl lăudau pe Mihai Stoichiță, pe Gabriel Bodescu. Deci asta mă face să cred că este adevărat. Că altfel ieșeau și spuneau, domne, terminați, domne, nu e. A apărut o știre falsă. Da, e o chestie bună. Adică de ce să dezminți o chestie bună? Nu știu, eu candidez la primăria New Yorkului. Scriu unii. De ce să o dezmint? Da, știi ce se întâmplă? Dacă era ceva negativ, da, sigur, dar nu e nimic negativ aici. Da, ai și tu dreptatea ta, dar pe de altă parte depinde și ce relație există acolo. Și din câte știu, e o relație bună cu Ceferin, deci s-ar putea ei să vorbească direct, să nu fie nevoie să dezmintă public. Da, deci ai dreptate, s-ar putea să nu fie nevoie să dezmintă public. Da. Dar până la urmă, prin simplu fapt că apare ca posibil candidat, eu zic că este un lucru bun. Mulțumesc mult, Marius Avram, pentru prezența în această seară. Aceasta a fost și emisiunea ProSport Live. Sunt Daniel Nazare. Vă urez o seară plăcută și nu uitați, rămâneți pe www.prosport.ro.